Mamă, și ai și LED-uri aici, a? Marfă, nu? Da, mișto, mișto. Bă, e fain, e super mișto, dar că problema mea e că e BMW și știi că astea sunt cam de cocolare, așa, știi? Cocolare? Unii o mai fie, îți dai seama, dar măcar e mașină bună. Da, adevărat, adevărat, e mașină. Dar am eu problema asta, știi? Dar ziceai că și tu parcă cauți să-ți cumperi mașină. Da, 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 numai că nu prea sunt hotărât, nu prea știu exact ce vreau. Sunt multe opțiuni și... Dar ai ceva preferințe, măcar? Mă, na, m-am mai uitat, m-am mai... îți dai seama, da... Nu, doar știi că nu-s pretențios. N-am treabă. Ia să ne uităm ce e. Of, 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 of. Uite, asta e super mișto. Da, mă, dar parcă ai botul ăla prea mare, prea... Asta albă? Se mudește ușor. Asta neagră? Se profește ușor. Asta roșie. Culoare de fete? Galbenă. Culoare de taximetriști? Albastră. Prea comună. Verde? Prea rară. Bun, hai să încercăm pe modele, că văd că pe culori... Ce zici de BMW-ul ăsta? Băi, nu pot mă BMW la 11 de cocalari. Ce zici de Mercedes-ul ăsta? E fain, mă, dar e de boșorogi, așa. Cred că de bea atunci îl permit cu adevărat. Corect. Uite, Skoda asta e frumos rău. Da, dar o să zic că lumea că sărac, nu mi-am permis Volkswagen. Păi ia-ți Volkswagen atunci. Am, dar Volkswagen are tot prostul. Dar de limuzina asta de la Volvo ce zici? Volvo? Chiar așa de familist mă vezi? Să înțeleg că vrei ceva mai sport. Da. De Audi ăsta ce zici? E fain, mă, dar la banii aia mi-au BMW. Păi ia-ți BMW. Nu mă, că e de cocalari. Atunci ia-ți Audi. Nu are aceeași prestanță ca de BMW-ul. Care prestanță? Că ziceai că e de cocalari. Da, dar și cocalari au o prestanță. Nu știu, frate, dar până la urmă tu ce bani ai? Păi, na, uite, cam ăștia, na, uite aici. Avansul, nu? Nu, mă, cum pentru avans? Toată suma. Toată suma ca să ce? Ca să-ți faci plinul să pleci de acolo sau ce? Nu, mă, toată suma pentru mașină. Păi, îți zic eu, tu n-ar mai trebui să-ți mai faci griji deloc. Deci o să zic că lumea când te vede în Audi sau în BMW. Că tu, maxim, cu Uber o să mergi. Ce zici, mă, cât e mă din asta? Auzi? Vezi suma aia? Da. Mai pui câteva zerouri acolo. Da, la păi și virgula? Mai ziceai de Skoda că e pentru săraci. Trotineta e pentru săraci. Dar poate, poate mai strângi și ți-ai și tu una. O Skoda? O trotinetă. Ce zici, mă, că nu e așa, că m-am uitat pe niște site-uri și e ok, îmi permit banii pe care i-am și eu. Permit. Păi prețul alea sunt euro, nu sunt lei. Ce? Eu nu înțeleg de ce te miri așa, tu n-ai mai avut mașină până acum? O, da, nici n-am, adică stai, dar eu vreau mașina așa, să mă mai plimb așa un pic prin oraș, mă mai vadă lumea la semafor, să mai fac un story că nu duc la spălătorii. O, da, dacă e pentru așa ceva și costă atât de mulți bani, nici nu mai trebuie, dar nici n-am ce face cu ea, dar nu-ți buni mașinile. Auzi, adevărată e vorba aia. Vulpea care n-ajunge la struguri, zice că-s pentru cocalari.